Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Procurorul șef al parchetului european, Laura Codruța Coveși, a ținut o prelegere în fața studenților de la Universitatea de Stat din Moldova, bazându-se pe propria experiență și percepție. Înaltul oficial european a răspuns la întrebările viitorilor procurori, magistrați, avocați și juriști, explicându-le în esență ce ar însemna o adevărată luptă împotriva fenomenului corupției, de ce există corupția și ce este important acum pentru cetățenii Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană. Mesajul pe care am să-l transmit este că odată cu aderarea la Uniunea Europeană vor avea o șansă, restul depinde de ei. Trebuie să muncească, să fie consecvenți. Am discutat despre lupta cu corupție, am subliniat faptul că nu există nicio țară curată de corupție, deja nu trebuie să ne facem griji că una sau alta dintre țările pe care le cunoaștem este mai coruptă sau mai puțin coruptă, corupția există peste tot. Încerca să îi încurajez, sigur, probabil am fost foarte populară când ne-a spus că trebuie să muncească și să învețe, dar vor avea parte de sprijin, vor avea parte de îndrumare, vor avea acces la resurse materiale mai bune și mai departe totul depinde de ei. Potrivit oficialului european, cei care cred că aderarea la Uniunea Europeană elimină corupția și provocările legate de statul de drept se înșeală, deoarece această luptă este una continuă. Combaterea corupției nu este doar responsabilitatea sistemului de justiție, ci întreaga societate trebuie să fie implicată. Nu există țară curată. Întâlnim corupție peste tot în Europa, în toate statele membre. Și această luptă trebuie să o ducem în fiecare zi. Dacă intrăm în Uniunea Europeană, mâine n-am intrat în paradis. Lucrurile rămân acolo. Trebuie să muncim, trebuie să ne asumăm responsabilitățile, trebuie să luptăm cu corupția. La fel cum noi ne facem treaba, probabil că și criminalii doresc să-și continue activitățile. Ceea ce vedem în fiecare zi, că sunt provocări și la statul de drept, sunt provocări și în ce privește lupta cu corupția. Deci, cu siguranță, pot să dureze câțiva ani, orice proces de reformare va dura câțiva ani. Laura Codruța Coveși a continuat că, indiferent de modul în care este organizat sistemul judiciar, indiferent de legislație, totul se reduce la cum procurorii, judecătorii și polițiștii își fac treaba. Modul în care parchetul european lucrează poate să ajute Republica Moldova, pentru că noi avem acea viziune, vedere din elicopter, adică vedem cumva de sus ce se întâmplă în toate statele membre, avem acces la toate informațiile care sunt înregistrate în statele membre care participă la EPPO și am creat această zonă EPPO, iar în cadrul acestei zone EPPO putem să gestionăm informațiile și să aplicăm o strategie diferită. De aceea cred că pentru colegii noștri moldoveni, în momentul în care lucrează cu EPPO, toate aceste avantaje vor fi și în folosul lor. Procurorul șef al parchetului european se află în Republica Moldova la invitația ministrei justiției Veronica Mihailov-Moraru. În cadrul vizitei, Laura Codruța Coveși are planificate întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Dorin Recean. De asemenea, este preconizată participarea la ședința platformei anticorupție. Ultima vizită a Laurei Codruța Coveși în Republica Moldova a avut loc în luna iulie 2022, când a fost semnat un acord de cooperare între Procuratura Republicii Moldova și Parchetul European. Guvernul României a confirmat intenția de a cumpăra portul internațional liber din Giurgiulești. Pe 28 august, executivul de peste Prut a aprobat un memorandum în ceea ce privește începerea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Analistul economic român Emilian Duca a calificat această oportunitate ca fiind una propice pentru dezvoltarea relațiilor economice Republica Moldova-România. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Sinteza Economică. În mod cert, o administrație, să zicem, românească sau a Guvernului României în Giurgiulești va facilita inclusiv pe partea de infrastructură, pe partea de
acces la fonduri europene, deci sunt multe elemente care pot fi luate în considerare, având în vedere și experiența noastră ceva mai mare, sau mai mare, fără îndoială, în ce privește relațiile cu instituțiile europene. Și în cazul în care România nu va achiziționa acest sport, în mod cert prețul de achiziție și condițiile de achiziție se vor îmbunătăți, pentru că atunci când există concurență și prețurile sunt mai bune pentru cel care vinde. La Giurgiulești operează două entități de infrastructură portuară, Portul de Stat Giurgiulești și Portul Internațional Liber Giurgiulești. Guvernul de la Chișinău a precizat că nu intenționează să vândă Portul de Stat, deși reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, proprietara firmei ce deține Portul Internațional Liber Giurgiulești, afirmă că, deși dorește să găsească un cumpărător de renume pentru port, este concentrată pe discuțiile cu Guvernul Republicii Moldova. Achiziția portului ce aparține Berdului ar putea să fie făcută prin intermediul companiei Administrația Porturilor Maritime Constanța, controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor. Declarația integrală a analistului român Emilian Duca o puteți urmări în cadrul emisiunii Sinteza Economică, sâmbătă, 31 august, la ora 11. Republica Moldova este pregătită de noul sezon rece, iar cetățenii vor avea acces la resurse energetice. Asigurarea vine din partea directorului Energocom, Victor Bânzari. Aceasta în condițiile în care la 1 ianuarie expiră actualul acord privind tranzitul gazelor naturale de la Gazprom prin Ucraina, fapt ce vizează direct Republica Moldova. Totodată, reprezentanții sectorului energetic spun că deocamdată nu există premise ca tarifele la energie electrică sau la gazele naturale să crească. În prezent, țara noastră colaborează cu cel puțin 10 companii de peste hotare de la care poate achiziționa gaze naturale, a declarat directorul Energocom, Victor Bânzare. Clar că la moment o să fie o situație un pic mai dificilă, dar noi credem că o să facem față, pentru că, cum am spus, relațiile noastre, contractele care sunt active la ora actuală, ne permit să aducem gaz din mai multe părți, din mai multe surse și cred că asta o să ajute să depășim orice criză. Termoelectrica este pregătită de sezonul rece în proporție de 70-80%, a precizat directorul interimar al întreprinderii, Iurie Razlovan. Totodată, acesta nu exclude și folosirea păcurii în cazuri extreme. Agent termic o să livrăm, energie electrică o să producem. În caz când vor fi deficiențe, noi suntem pregătiți să intervenim cât mai rapid posibil ca să reparăm toate deficiențele respective. Plus la asta, teoretic, clar, lucru că nu putem să știm, credem că tariful deocamdată este unul echilibrat și stabil. Aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii din stânga Nistrului depinde de cooperarea cu Gazprom, spune expertul de la comunitatea Watchdog, Eugen Muravski. Noi trebuie să avem un scenariu în care să fim pregătiți să asigurăm regiunea transnistreană cu gaz și cu energie electrică în cazul în care Rusia va opri robinetul la propriu. Faptul că acest lucru nu se va întâmpla la 1 ianuarie nu înseamnă că noi nu trebuie să avem acest plan. Noi avem, cum a spus și domnul Bânzari, noi avem capacitățile, hai să spunem, legale și tehnice ca să asigurăm regiunea transnistreană cu resursele energetice necesare. Problema este că, pentru că ei nu plătesc, sau mă rog, regimul de acolo nu plătește pentru gaz, tarifele lor sunt foarte mici. Dacă nu greșesc, la energie electrică sunt de vreo 4 ori mai mici, la gaz de vreo 9 ori mai mici, și populația de acolo nu și-ar permite peste noapte să plătească tarife la preț de piață. Respectiv, va trebui de găsit o soluție. Precizăm că anterior, ministrul energiei Victor Parlikov a precizat la Radio Moldova că gazul rusesc poate ajunge în regiunea transnistreană și după expirarea în 2024 a actualului acord privind tranzitul gazelor de la Gazprom prin Ucraina. În pofida incertitudinii, Parlikov a asigurat că Republica Moldova este pregătită pentru orice scenariu. Chișinăul nu va obstrucționa livrarea gazelor rusești către malul stâng al Nistrului, spune el, însă responsabilitatea deciziei finale îi revine Federației Ruse. Elveția este unul dintre cei mai mari investitori în Republica Moldova. 120 de companii elvețiene deja au decis să investească în țară și sunt prezente în mai multe domenii, de la producția de medicamente și procesarea fructelor și legumelor, până la fabricarea echipamentelor electrice și electrotehnice. Aceste investiții au contribuit semnificativ și continuă să contribuie la dezvoltarea economică a Moldovei, la oferirea de locuri de muncă bine plătite, iar potențialul de creștere este încă unul considerabil.
Declarațiile au fost făcute de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba la o conferință de presă susținută împreună cu secretara de stat și directoarea a Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice din cadrul Guvernului Federal Elvețian, Helen Buldinger-Artieda. Astăzi s-au discutat aspecte de la finanțe, agricultură, sectorul vamal, infrastructură, energie, securitate cibernetică și digitalizare, educație, sănătate, turism și multe altele. Am discutat despre cum putem fortifica și extinde legăturile economice și comerciale dintre cele două țări, cum putem valorifica un potențial imens în domeniul economic. Vrem să deschidem noi oportunități pentru investiții, exporturi, care, la rândul lor, să creeze locuri de muncă foarte bine plătite. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării a subliniat importanța relației de prietenie dintre Republica Moldova și Elveția bazată pe încredere și o cooperare de lungă durată și a menționat că în ultimii ani Elveția a devenit piața de desfacere pentru produsele moldovenești. Produsele moldovenești deja ajung pe rafturile magazinelor din Elveția. Fructele noastre proaspete, de la prune, la struguri și altele, bucură consumatorii elvețieni. Dar exportăm și echipamente, piese de schimb și alte produse industriale. Secretara de stat și directoarea Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice, Helen Buldinger-Artieda, și-a exprimat speranța că Republica Moldova să devină membru al Uniunii Europene cu acces deplin pe piața europeană, ceea ce ar fi foarte benefic și pentru investitorii elvețieni din Moldova. Sectorul privat din Elveția va rămâne în Republica Moldova și va continua să creeze locuri de muncă, a spus diplomatul elvețian. A fost o vizită excelentă ca să putem identifica anumite domenii unde noi putem să ajutăm să îmbunătățim. Evenimentul a avut loc în contextul desfășurării la Chișinău a celei de-a 8-a sesiuni a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Elvețiene pentru Cooperare Comercial-Economică, găzduită de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Băncile comerciale au început să primească cereri din partea cetățenilor interesați de achiziționarea unei locuințe prin intermediul programului de credit guvernamental Prima Casă Plus. Daniela Rotaru, manager al unui centru ipotecar, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Postul Public de Televiziune că interesul pentru acest program a crescut semnificativ. Lansarea a fost de curând, practic, și da. E un interes destul de mare din partea populației. Cereri sunt deja destul de multe. Băncile au început-o cu dreptul, să zic, cu creditarea. Și atunci avem, anume din aceste îmbunătățiri care sunt, da, interesul populației este mult mai mare. Plus că s-a majorat și potențialul de cumpărare, cumva suma minimă, maximă, să zic, anterior a fost de până la 1 milion lei. Momentan este în jur de 2.500.000. Este și potențialul maxim de a contracta un credit până la 2.500.000, dar și costul bunului mobil, care este ales de populație. Efectiv, plus la asta, mai e că persoanele au posibilitatea să contracteze suma integrală, fără ca să vină cu un aport propriu. Totodată, cetățenii care dețin deja un imobil achiziționat prin intermediul unui credit au posibilitatea de a cumpăra o nouă proprietate, cu condiția că imobilul existent să nu depășească 50 de metri pătrați de spațiu locuibil, susține reprezentanta centrului ipotecar. Aici trebuie de făcut paranteze. Locuibil se are în vedere fix suprafața de dormit, să zic, deci doar camerele de locuit, fără bucătărie, fără coridor, fără balcon, baie și așa. Pentru a beneficia de programul Prima Casă, cetățenii trebuie să urmeze câteva etape esențiale, a explicat managera. Potrivit ei, în primul rând, este important ca beneficiarii să se informeze despre condițiile programului, următorul pas fiind alegerea locuinței. Odată ce locuința dorită este selectată, cetățenii trebuie să se prezinte la una dintre băncile participante la program pentru a obține lista documentelor necesare solicitării creditului. După pregătirea tuturor documentelor, trebuie depusă cererea de credit și cererea de acordare a garanției de stat împreună cu pachetul de act solicitat de bancă. Cetățeanul va trebui să asigure contribuția proprie de minimum 5%, valoarea exactă variind în funcție de banca aleasă. Ulterior este programat notarul, da. Semnez toate actele bancare, inclusiv cele ce țin de garanțiile de stat, perfectezi contractul de vânzare-cumpărare și te bucuri de proprietatea dobândită. Veniturile insuficiente, neîncadrarea în categoriile de vârstă stabilite de program și istoricul negativ de credit sunt motivele principale pentru care unii cetățeni ar putea să nu fie acceptați
ajutați în cadrul programului Prima Casă Plus, susține Daniela Rotaru. Managera centrului ipotecar a mai precizat că cetățenii străini nu pot aplica la program. De asemenea, pentru a contracta un credit este nevoie de un salariu minim de 6.000 de lei, iar persoana trebuie să aibă împlinită vârsta de 18 ani. Menționăm că programul guvernamental Prima Casă a fost lansat în martie 2018, iar până în prezent peste 8.000 de persoane au reușit să-și cumpere locuințe în valoare totală de 4,5 miliarde de lei. Pe parcursul anului trecut, cele 6 bănci comerciale participante au oferit credite garantate de stat în valoare de 16,4 milioane de lei. În aceeași perioadă, beneficiarii au rambursat credite garantate în valoare de 167,4 milioane de lei. Infrastructura în domeniul managementului deșeurilor solide în sudul țării va fi dezvoltată din contul unui grant de 4,34 de milioane de euro. Urmează să fie construite depozitul de deșeuri, stația de sortare și de compostare în orașul Cahul, să fie închis vechiul depozit de deșeuri din orașul Cahul, să fie construite stațiile de transfer în orașele Cania, Taraclia și Combrat. Este un proiect de anvergură națională, scopul căreia este crearea unui sistem sustenabil de reciclare a deșeurilor solide, reducând substanțial impactul asupra mediului și contribuind semnificativ la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și la dezvoltarea unui mediu mai curat și mai sănătos în Moldova. Grantul oferit de BERD va fi utilizat pentru construcția centrului de reciclare și management ecologic, stația de transfer și autovehicule speciale necesare pentru implementarea proiectului în regiunea de management a deșeurilor 1, care include raioanele Cahul, Taraclia, precum și raioanele Vulcănești, Cadăr Lungă și Comrat din unitatea teritorială administrativă Găgăuzia. Acordul vine să asigure realizarea proiectului Deșeurile Solide în Republica Moldova, care prevede dezvoltarea infrastructurii de profil în 3 regiuni de management al deșeurilor, conform strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova. Semnarea acordului de grant este planificată în cadrul conferinței anuale a Platformei de Parteneriat pentru Moldova, preconizată pentru data de 17 septembrie 2024 la Chișinău. Permisele de conducere eliberate în Republica Moldova și Republica Elenă vor fi recunoscute reciproc. În acest sens, executivul a aprobat acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, întocmit la Atena la 2 iulie curent. Prezentul acord va oferi posibilitatea cetățenilor ambelor state care au reședință legală pe teritoriul părților de a schimba permisele de conducere eliberate de autoritățile competente din statul de origine, fără necesitatea susținerii unui test teoretic sau practic. Respectivul acord corespunde și completează pozitiv politica externă promovată de Guvernul Republicii Moldova și aduce un aport considerabil în vederea consolidării relațiilor de cooperare între părți în domeniul recunoașterii reciproce a permiselor de conducere și în interesul facilitării traficului rutier între cele două state. Amintim că Republica Moldova a semnat alte 5 tratate de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere cu Turcia, Lituania, Italia, Albania și Spania, precum și o declarație comună de intenție cu Germania privind transcrierea permiselor de conducere. Catalogul electronic este utilizat în aproape 560 de instituții de învățământ general din țară. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, datele sunt accesibile pentru elevi, profesori, dar și pentru părinți, care vor avea acces în timp real la informațiile despre performanțele școlare ale copiilor lor. Într-un comunicat de presă, Ministerul Educației și Cercetării precizează că sistemul include date despre evidența zilnică a reușitei și frecvenței elevilor, evaluări în note, comentarii, absențe, dar și despre temele predate la ore, temele de acasă, link-uri de conectare pentru lecțiile la distanță și alte informații utile. Platforma permite o comunicare mai eficientă între profesori, elevi și părinți, facilitând schimbul de informații. Cadrele didactice și manageriale pot gestiona mai ușor evidența și reușita școlară a elevilor, reducând volumul de muncă și erorile în gestionarea datelor pe suport de hârtie. Inițiativa face parte din planul de digitalizare a educației.
Totodată, pentru a instrui profesorii să utilizeze sistemul informațional catalogul electronic, MEC va organiza în perioada 6-13 septembrie 14 seminare în format online. Instruirile vor fi desfășurate de către Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație. În cadrul acestor instruiri urmează să fie informați peste 500 de administratori de rețea și 10.000 de cadre didactice. În context, Ministerul Educației și Cercetării încurajează toate instituțiile să implementeze catalogul electronic. Solicitările pot fi făcute până la data de 12 septembrie la adresa electronică a Ministerului. Republica Moldova a recepționat un lot de 200.000 de doze de vaccin antigripal achiziționat din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății într-un comunicat. Potrivit instituției, compoziția vaccinului respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Vaccinul a fost stocat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Vaccinul antigripal, Influvac Tetra, oferă protecție împotriva gripei sezoniere cauzate de virusurile AH1N1, AH3N2 și B. Lotul urmează să fie distribuit centrelor de sănătate publică teritoriale și ulterior transmis instituțiilor medico-sanitare din țară pentru vaccinarea personalului din contingentele profesionale și a grupurilor cu risc crescut de îmbolnăvire de gripă, conform planului de imunizare. Specialiștii reiterează că vaccinarea reprezintă cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirilor de gripă. Printre beneficiile vaccinării se numără reducerea riscului de apariție a formelor severe ale bolii, diminuarea numărului de cazuri de îmbolnăvire, a vizitelor la medic și a zilelor pierdute de muncă sau studii. De asemenea, vaccinarea contribuie la prevenirea complicațiilor, spitalizărilor și a deceselor asociate gripei. Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea concomitentă împotriva gripei și a COVID-19 pentru a asigura protecție contra ambelor infecții caracteristice sezonului rece. Armata Națională a marcat 33 de ani de la înființare. Conducerea Ministerului Apărării, Marelui Stat Major, militar și civil în subdiviziunile instituției, precum și Corpul Diplomatic acreditat în Republica Moldova, au depus flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, la Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate, la Cimitirul Central și la Cimitirul Sfântul Lazar. La ceremonia militar protocolară, președinta Maia Sandu, comandant suprem al Forțelor Armate, a înmânat distincții și diplome unui grup de militari și angajați civili, evidențiind disponibilitatea guvernării de a sprijini în continuare instituția de apărare a Republicii Moldova. Prezent la ceremonie, ministrul apărării Anatolie Nosatăi a subliniat că Armata Națională a fost și va rămâne un pilon al societății care de-a lungul timpului a trecut printr-o serie de reforme și pentru care pacea și siguranța cetățeanului a fost întotdeauna o prioritate. Fie că sunt la post, în unitățile militare, la centrele de instruire, în țară sau peste hotare, la studii, exerciții și misiuni departe de casă. Toți ei sunt mereu pregătiți să-și facă datoria cu seriozitate și abnegație. Recunoștință și admirație lor pentru devotament și sacrificiu, dar și familiilor care le stau alături și încurajează în toate eforturile lor. De asemenea, transmit un gând bun militarilor noștri care se află în teatrele de operație, unde alături de contingentele altor state contribuie la eforturile de menținere a păcii. Dăruirea și profesionalismul fiecăruia dintre ei fac cinste Republicii Moldova și demonstrează că țara noastră este un partener de încredere. Șefa statului s-a adresat conducerii Ministerului Apărării și Forțelor Armate, ofițerilor, sergenților, soldaților, dar și angajaților civili ai armatei, exprimându-și aprecierea pentru curajul, patriotismul și devotamentul de care dau dovadă. În discursul său, președinta Maia Sandu a mulțumit veteranilor care au scris istoria Armatei Naționale și familiilor care sunt alături de militarii noștri în cele mai dificile momente. Militarii sunt cei care, în primul rând, își doresc pacea în țara lor și peste tot în lume, pentru că știu mai bine decât oricine costul tragic al distrugerilor și pierderii de vieți omenești. Iar noi avem datoria să modernizăm și să dezvoltăm Armata Națională, să îmbunătățim capacitățile armatei, să ne asigurăm că militarii noștri au condiții de viață, dar și de serviciu la nivelul pe care îl merităm. Angajamentul nostru este să asigurăm un statut profesional și social demn pentru toți cei care servesc țara cu devotament.
Este în interesul tuturor moldovenilor să avem o armată modernă și bine pregătită pentru misiunea sa de bază, protejarea păcii în Republica Moldova, a suveranității, a integrității teritoriale a țării noastre. Armata Națională a fost creată la 3 septembrie 1991 prin decretul președintelui Republicii Moldova. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând! Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.